Ok. Am avut să analizez astăzi discursul lui Ion Grițco și pot să vă zic deodată un lucru. Mesajul discursului a fost super. Mi-a plăcut chiar foarte mult. Sunt în prima dată mi-a plăcut Masters și cineva ridică o temă atât de simplu, dar totodată și atât de interesant și important, pentru cel puțin pentru mine. Dar, fiind tema că e măsură la tine, te voi critica un pic. Mai bine să-ți voi da un pic de feedback. Cu măsură. Și primul lucru care aș vrea să-l zic deodată este faptul că vocea ta nu a fost foarte evidențiată. Înțelegi? Când ai un discurs vocal variety, e necesar ca tu să joci cu voce. Înțelegi? Să te joci ca iepurelul să ții pe locuri și așa mai departe. Știi că jucătorii ăștia și așa mai departe. Știi că... Și așa mai departe. Ați înțeles? Înțeles pe discurs. Și asta e important. La tine s-a observat o monotonie. Mai bine să la Ion s-a observat o monotonie în discurs. Un alt lucru care eu vreau chiar să-l evidențiez de pe acum este cum tu privești auditoriu. Este contactul ăsta cu publicul. Nu te uiți la oameni, dar ce am observat eu este că tu parcă-i treci superficial, știi, de parcă-i întoarci o pagină rapid în carte. Adică ai mutat, mutat, dar ce am citit, idee nu. Și asta e destul de important. Când tu ești aici pe scenă, tu ești liderul. Involuntar, dar tu devii automat lider. De aceasta, comportă-te ca un lider. Uită-te la oameni, observă ce fac ei. Înțelegi că profesorul la școală, dacă ți-aduce aminte că când făceai vogaf și uitai, de exemplu, la tine, deodată prinde atenția. Dacă îți simți să uiți prin pod, zic tot mă. Așa, de exemplu, că tu la oameni, începi să doarmi, tu ești la ei mai direct în față un pic și așa mai departe. Și involuntar le captezi atenția. Asta e. Și a treilea lucru pe care vreau să zic este limbajul trupului. El a fost simplu și eu știu că următorul tău proiect este anume limbajul trupului, adică de avea gesticulez. Te rog să-l antrenezi un pic. Că mișcarea pe scenă a fost puțină, ar fi dorit un pic mai animație, un pic să faci în dreapta. Asta e ok, nu chiar sare în sus în jos, dar străduiți-te să animezi publicul. Că înțelegi că oamenii vin aici după lucru, după lecții, ei cam încep să adoarmă, sunt oposiți. Deci asta când te miști, tu s-o ții de o voce și de o privire așa, cum zice, senzuală, tu vrei, nu vrei, dar de recapta atenția. Și asta e cel mai important. Restul detaliilor deja sunt la tine.